Deciziile de recalculare a pensiilor, multe dintre ele pe minus, sunt pe cale de a declanșa convulsii sociale ale pensionarilor nemulțumiți din toată țara. În județul Hunedoara, sute de pensionari au participat zilele trecute la un protest pe străzile principale din orașele Văijiului, iar sindicatul Muntele le-a pus la dispoziție un avocat pentru a-și susține cauzele în instanță. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, garantează tuturor pensionarilor că pensiile nu vor scădea, chiar dacă recalcularea este pe minus. Pot să declar public că pensia minerilor nu scade. Ei o să vadă acest lucru în septembrie, când vor primi taloanele de pensii, și o să vadă că nu se scad pensiile. Și nici eu n-aș putea să accept, cât sunt președinte al Consiliului Județean, să pot, gândul să mă ducă ca pensiile lor să le scadă. Sigur că datorită comunicării foarte proaste a celor de la Casa Națională de Pensii, la nivel național, când au gândit să trimită acea, să nu-i spun sentință, dar pentru unii a fost chiar o sentință, să nu-i trimită acea adresă privind recalcularea, în care, după lege, ei ar avea o pensie mai mică, oamenii, când au văzut acea adresă trimită privind recalcularea pensiilor, este normal că unii s-au speriat sau unii îmi spuneau: domnule președinte, ne-ați adus în pragul de infarct să facem. Nu. După ce le-am explicat la oameni că nu o să li se scadă pensia, că vor lua aceeași pensie, așa cum prevede articolul 144 aliniatul 6 din lege, unde spune clar că acolo unde recalcularea este mai mică decât pensia actuală în plată, se păstrează cuantumul pensiei cel mai mare, cel care l-au avut în plată. Au temeri legate de noua guvernare. Vreau să vă spun că le-am transmis și le transmit și prin intermediul dumneavoastră, să le dispară acele temeri, că indiferent ce guvern va veni, nu poate să le scadă pensia, fiindcă este un drept câștigat. Legea prevede foarte clar că un drept câștigat nu poate fi tăiat. Așa că indiferent ce guvern va veni, dragi mineri, să fiți liniștiți că nu vi se taie pensia, și nu numai minerii. Avem și oameni care au lucrat în alte condiții. Avem cei care au lucrat în combinatul siderurgic Hunedoara, cei care au lucrat în energie. Deci pentru toți trebuie să ne zbatem,